mod categoric, Codruța Chioveș a făcut foarte mult rău justiției și a dat muniție PSD-ului prin spectacolele pe care le-a regizat în fața DNA-ului în 2015, e adevărat, împreună cu presa. Presa era avertizată, primea documente standard ca să poată să dezvolte subiectul și politicianul era scos cu cătușe din DNA la oră de vârf. O condamn pentru asta. Nu așa se face justiția, mai ales că erau arestări preventive. Cum o condamn și pentru cererea de arestare aprobată de judecător de încarcerare a unei doamne care era însărcinată în luna a 8-a și tu o bași 30 de zile în arest preventiv. Ce fel de om ești să faci asta? Însă, suntem în cu tot o altă zonă când discutăm de procurorul șef european. De ce? În primul rând este vorba de un român. Ar fi cea mai înaltă funcție, în afara aceleia de comisar care ne revine, dar ar fi o a doua funcție extrem de importantă, mult mai importantă ca cea de comisar, la nivel european și o funcție pentru 7 ani. Credeți-mă, ar fi bine și pentru recunoașterea activității de luptă împotriva corupției. Deci ați votat pentru Laura Codruța? Categoric, da. Dacă are probleme în dosare, le vor găsi, o vor chema, dar în momentul de față este un om care nu este condamnat, nu are vreo vină dovedită de cineva. Deci este un moment în care măcar cei care nu vor, nu vor, să nu încurce, să o lase în pace. Eu n-am fost niciodată acolo, dar ei au spus că se întâlneau la fiecare în fiecare săptămână de 2 ori, Dragnea, Ponta, Maior, Coldea, Chioveși, iar și Ghiță, și uneori venea la tenis și Dâncu, și deci erau un grup. Iar aceste întâlniri, așa cum a declarat Ghiță, se petrec din 2010 încoace. Se întâlneau la K2. Nu văd care este dreptul lui Ponta să spună despre Dragnea și Chioveși când el era tot acolo. Tot acolo era și nu vreau să intru în speculații, dar acolo se discuta și cine-i următorul căruia îi se face dosar. Așa că domnul Ponta să nu se plângă că i-au fost anchetați președinți de consilii județene, primari și altele, că despre mulți a știut și a spus da,